și de o parte și de alta sunt român. Nu facem ziduri pe domeniul public. Nu știu cine a făcut acest zid. Probabil au vrut să separe comunitatea romă. Nu împărțim străzi după bunul prac sau separăm într-un sector cartiere cu ziduri. Nu suntem nici în Berlinul vechi, comunist, sau ce ar fi să punem ziduri între sectoare. Suntem o capitală, da? Infrastructură, recepție. Comunicați, domnul primar. Domnule director, vreau să vă deplasați personal la Alea Livezilor numărul 39, să trimiteți și un bobcat sau un picamăr ca să văd cum se dă acum zidul Berlinului jos din sectorul 5. Dă-i acum, dă-i. Intră în el. Asta se întâmplă când se face discriminare. Și de o parte și de alta sunt român. Nu facem ziduri pe domeniul public. Că deranjăm pe unul că și-a făcut garaj sau are restaurant aici. Da? Și are adresa și spune că are autorizație. Cine să-i dea autorizație de zi să închidă strada? Am crezut că e vreun nebun. Dar adresa de la primărie scrie clar domeniul public al municipalității. Pum! Putea să fie oricine aici. Nu se fac ziduri între oameni. Alo, poliția locală, veniți încoa. Și te injectezi? Și tu te injectezi, mă? Ia să văd. Ia să văd, mă. Ai o rană, ia, ce ai în mână? Scoate în mână. Ia, scoate-mă în mână, aruncă-o jos. Aruncă-o jos! Veniți, mă, încoa, mai repede. Voi ieși prost, mai și mie. Ia uite. Bă, trebuie să vin eu să văd oamenii cum se injectează aici. 24 din 24, din clipa asta, nu se dezlipește echipa de intervenție de aici. Acum îi ridicați și duceți să-i recuperăm. Da? Îi duceți în centre să-i recuperăm. Aici stați. S-a terminat combinația cu drogurile. Ce ai în mână aia? Dă-mi cu asta, mă. Ce ai, mă, mână? Aruncă-mă siringile astea. Cum, mă? Ia uite-le. Astea, nu mai e. Toată intervenția, tot schimbul, aici rămâne. Și camere într-o săptămână să văd aici peste tot. Salubrizarea, recepție. Comunicați, domnule primar. Oprește orice fel de activitate în sector la strânsul gunoiului menajer și toate echipele acum, cu basculante, cu toată lumea, cu ce vreți, curățenie pe Alea Livezilor. Bec! Aș dori din suflet că am și o copii, am și o familie, să se mențină curățenie. Curățenie, da, asta e ce, dar de ce nu, de ce nu vorbiți voi în comunitatea voastră? Că nu vă fac eu mizerie aici. Voi știți cât gunoi, cât cu noi plătei noi când vă ridicăm ăsta necontrolatul? V-am pus și container. Am văzut acum de față cu mine, cu containerul aruncat de pe geam jos. Zice, de ce nu ne faci blocurile? Dar poate, de ce nu s-a constituit una asociație de locatari? Că nu vă bagă nimeni bani în blocul ăsta dacă nu vă constituiți în asociație. A, sunt bani, poți să reabilitezi blocul, dar dacă nu sunteți constituiți în asociație, nu se poate, oameni buni, să înțelegeți. Oricine ar veni, că se face, că se drege, nu vă poate face, că nu există posibilitatea legală de a face fără să fiți constituiți în asociație. Uite, gaură de șobolan aici. Dacă nici eu n-am făcut curat, dacă nici eu, uite-te și tu ce e aici. Uite-te și aici. Uite-te ce e aici. Nici măcar omul ăsta care i-a căzut tot gunoiul în cap
Nu-și face curat acolo. Păi ce să zic eu, doamne? Ce să fac eu? Eu fac curat aici. Fac. Și nu-i prima oară când am făcut. Erau mormanele cât jumătate de bloc. Astăzi toată lumea nu mai face curat în sector. Toată lumea face în curat bec pe livezilor. Da? Deci vreau asfalt. Vreau parcare. Aici și acolo. Vreau platformă, Radule, unde vei pune containerul ăsta separat. Și vreau civilizație.